Președintele Partidului Democrat Liberal, Ion Rușeț, a declarat pentru postul Radio Infinit care informații conform cărora Marcel Romanescu, fostul subprefect de Gorj, liber să facă politică, este în faza de negocieri cu Partidul Național Liberal Gorj pentru un post de vice la nivelul formațiunii politice. De asemenea, senatorul susține că are informații conform cărora Romanescu nu a tras cu PDL-ul în campania de la alegerile locale. Pe de altă parte, știți foarte bine, în momentul de față există o negociere pe care o are cu reprezentanța PNL-ului Gorj. Este știut acest lucru, să oferă funcția de vicepreședinte, nu știu, la municipiu sau la județ, nu știu acest lucru. Să vedem. Din momentul de față pot să spun ceea ce am spus și în momentul respectiv, când domnul Romanescu a făcut niște condiționări. Informația este infirmată de Romanescu, însă parțial. Acesta a declarat că nu a discutat încă cu vreun partid pentru a face pasul, însă recunoaște că ruptura produsă între el și PDL, partid care l-a propulsat către instituția prefectului, s-a produs și e greu de trecut. V-a spus, este prematură o astfel de discuție. Pe de altă parte, văzând atacurile și discuțiile care le pun unii pe piață în aceste momente, se îndepărtează din ce în ce mai mult Partidul Democrat Liberal de mine, nu eu de Partidul Democrat Liberal, pentru că din toate declarațiile pe care le-a făcut la acest moment, eu mi-am dorit întotdeauna să mă întorc în partidul în care am activat 14 ani de zile. Marcel Romanescu și-a acordat ca timp de gândire până la luarea unei decizii finalul lunii iulie, începutul lunii august. Acesta nu exclude participarea la alegerile parlamentare în calitate de candidat, însă deocamdată nu a declarat din partea cărui partid.